Salut! În videoclipul acesta vreau să vă prezint noutățile din ultima zi de la X-Day. Ce proiecte au câștigat la Hackathon, care este următorul proiect de pe Launchpad care o să fie lansat și așa mai departe. Dar înainte nu uita să apeși pe butonul de like și să lași un comentariu, nu costă nimic și pe mine mă ajută tare mult. După cum puteți vedea acest tweet, Tada este următorul proiect care o să fie lansat prin X Launchpad. Acesta se bazează pe inteligență artificială și folosește niște date care sunt folosite pentru a învăța modelele de AI. De exemplu, date cu care ChatGPT sau orice alt proiect asemănător să fie antrenat. La ei pe Twitter am găsit că au deja 1 milion de task-uri procesate. Din asta eu înțeleg că proiectul nu este unul nou și există de ceva timp. Mi-am dat seama că sunt ceva task-uri și cine le finalizează o să primească un reward. N-am studiat mai mult proiectul și nu vă pot spune mai multe în momentul de față, însă pe viitor poate o să fac un video dedicat cu analiza acestui proiect, chiar dacă eu nu o să particip pe Launchpad la acest proiect. O să vă spun și de ce. S-au lansat până acum pe X Launchpad vreo 5 proiecte, și anume Holoride, Ethereum, Cantina Royale, Aswap și Hatom. În afară de Hatom, care a fost lansat de puțin timp, toate celelalte sunt pe la minus 90% sau chiar mai mult. Cel puțin în momentul de față, prefer să nu investesc pentru că situația din cripto nu este prea bună și nu văd vreo oportunitate de a face profit nici pe termen scurt, nici pe termen lung. Totuși, fiecare este liber să facă ceea ce dorește cu propriul său capital. Eu doar v-am spus ceea ce intenționez eu să fac. Am găsit și acest tweet de la CEO-ul Xoxno, care era un eagle de maxi, să spun așa. A postat acest anunț pe Twitter și cu siguranță se referea la noul proiect de pe Launchpad, anume Tada. Cred că spune de acest proiect că ei au strâns deja niște bani în Web2 pe care i-au cheltuit și acum vin să mai strângă o nouă tură de bani și de la investitorii din cripto. Dacă este adevărat ce spune el, asta m-ar ambiționa și mai mult să nu particip. Mă rog, cum v-am spus și înainte, fiecare este liber să facă ceea ce dorește cu propriul capital. Scopul meu nu este să vă influențez într-un fel anume, că nu am de câștigat nici dacă cumpărați, nici dacă nu o să cumpărați. Sper că ați înțeles ideea. Mergem mai departe. Herman Arula, care este CEO-ul Improbable, cel cu care trebuiau Multiverse X să lanseze X-Words, a vorbit despre Metaverse cu Benjamin Mincu și spuneau că Metaversul este aici ca să rămână, chiar dacă Meta a dat fail momentan cu Metaversul lor. Pentru o tehnologie competitivă, avem nevoie de infrastructuri și platforme mature și acesta este motivul pentru care au tot amânat X-Words, pentru că tehnologia nu este încă atât de avansată încât să poată să ofere ceva de calitate. Gândiți-vă dacă nici Meta, care au în spate mii de angajați, n-au reușit să livreze ceva interesant, este foarte greu ca ei să poată să facă asta. Au spus totodată și de evenimentele virtuale care pot crea conexiuni grozave și că Improbable găzduiește evenimente de baseball în cadrul cărora oamenii văd meciuri, interacționând în același timp în timp real. Grigore Rusu a vorbit despre ceva mega interesant și anume Zero Knowledge Rollups. Asta va permite crearea de smart contracte cu orice limbaj de programare pe Multiverse X. Bănuiesc că acest update va deschide ușa multor developeri să-și porteze proiectele în rețeaua Multiverse X, chiar dacă ele sunt scrise pe Ethereum sau pe orice alt blockchain. James Davis a vorbit despre proiectul DEX25. Momentan este un DEX pe spot lansat din 17 octombrie și în Q3 2023 vor lansa platforma de derivate pe rețeaua de teste, adică funcțiile de trading, futures și așa mai departe. Urmând ca în Q4 2023 să lanseze platforma de derivate pe Mainnet. În continuare am aflat cum se fac swap-urile din X-Portal dacă vrei să faci swap din EGLD de pe blockchain-ul Multiverse X în Ethereum pe blockchain-ul Ethereum sau Bitcoin pe blockchain-ul Bitcoin. Acest proiect pe nume Swing.xyz se ocupă cu partea asta de cross-chain swap și am observat că se mai ocupă și cu cross-chain staking sau chiar liquidity deposit și vor permite swap-urile de pe Ethereum, Binance și Polygon pe Multiverse X. Cineva din partea Ledger a prezentat că Multiverse X o să fie inclus în soluția lor de Ledger Enterprise, platforma sa de autocustodie și de gestionare a activelor digitale pentru instituții. Și acum în final să vedem proiectele care au câștigat la Hackathon. Mon Bitcoin and Mon Koto, sau nu știu exact cum se citește, a postat cele 6 categorii și care sunt proiectele care au câștigat. Hai să vedem. În primul rând, acestea sunt cele de pe locul 1. Și sunt în total 4 locuri. Puteți vedea aici cum sunt împărțite locurile, locul 1 15.000 de dolari și ultimul loc o să ia doar 1.000 de dolari. Dar tot este un start bun pentru un proiect la început și nu numai. Vedem că locul 1 a luat pentru AI Truly New York Customer, DeFi, The DeFi Builder, infrastructură și tool-uri pentru developers Spawnable.io, Payments CoinDrip, Mobile App
Soxno și Gaming și Metaverse, AI Nexus, Bullseye, Web3. Probabil în alte videouri o să intrăm în detalii să vedem ce fac aceste proiecte, acum numai o să vi le prezint fugitiv. Și vedeți aici care sunt celelalte care au câștigat. Jos de tot este locul 1 și după sunt locul 4, locul 3 și locul 2. Aici avem pentru categoria de AI, aici avem pentru categoria de DeFi, TurboDefi.io, Refracto, Savings Plus by Autoscale și locul 1 DeFi Builder. Pentru infrastructură și dev tooling, DC Shield, Pulsar Wallet, Galileo și Spawnable. Payments, Lunar Pay, Pulsar Money V2, X Twister și CoinDrip. Pentru aplicațiile mobile, Guapa Tracker, WeDecide, GiveCup, Xoxno. Și pentru gaming și metaverse, ultima categorie, The Cursed Land, Remotis, Gods of Fire by Dragon's Arena și AI Nexus. Probabil în videoclipuri viitoare o să intrăm în detalii să vedem ce fac aceste proiecte, dar acum nu am foarte mult timp. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter. Cine își dorește să susțină canalul poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.